O altă propunere este proiectul de lege numărul 54 din 24 februarie 2022 și anume acel proiect care vine cu unele măsuri de susținere socială-economică a cetățenilor. Nu, vedem că în ultima vreme deja începe să prezenta anumite declarații, inclusiv la Serviciul Fiscal de Stat, deci vorbim despre proiectul de lege care instituie măsuri de plafonare a salariilor demnitarilor publici până la 2 salarii medii pe economie, instituirea unor moratorii asupra plății creditelor și dobânzilor acestora pentru cetățeni, pentru persoane fizice, dar și pentru persoane juridice, având în vedere situația foarte grea în care astăzi se află cetățeanul, rugăm ca aceste măsuri să fie examinate în cadrul ședinței de astăzi. Nu în cele din urmă, deci acești bani urmează a fi îndreptați spre un fond special care va veni în susținerea cetățenilor care astăzi se confruntă cu o situație destul de gravă, în special în ceea ce ține de achitarea costurilor zilnice de viață. Rugăm susținerea acestui proiect și examinarea lui în cadrul ședinței de plen de astăzi.